este crostata. Ia uite ce frumos. Eu sunt Amelia. Și astăzi facem o crostată. Am să o fac într-așa o formă. Este o formă de hârtie. Are, cred că, 18 ingredientele. Avem 300 de făină, 150 de grame de unt, 85 de grame de zahăr pudră, un ou, un praf de sare, coajă de lămâie. A mea este rasă și pusă cu zahăr în borcanel. Și o țin la frigider. Și dulceață, cât este necesar ca să punem în această bază de 18. A mea este din hârtie, dar puteți face în orice fel de formă. Așa. Și acum, o să punem ingredientele într-un vas. Am să dau dulceață deoparte. Și vom pune făină, vom pune untul, așa. Vom pune un praf de sare, am să iau și am să pun așa un praf de sare. Punem și zahărul, le punem pe toate și le amestecăm. Punem coaja de lămâie. Și oul. Și amestecăm încet. Imediat o să amestecăm cu mânuțele. Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai. Așa, mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți de la rețete dulci, la rețete sărate, la rețete de săpunuri realizate la rece, tratamente pentru păr, uleiuri medicinale, creme pentru ten, pentru corp și multe, multe altele. Chiar și matematică pentru copii până în clasa 8-a. Găsiți exerciții rezolvate, probleme la algebră și geometrie. Așa, și acum o să frământăm cu mânuța. O să dau deoparte. Și luăm și frământăm așa încet. Avem un aluat fără drojdie, fără drojdie, fără praf de copt. Doar cu zahăr pudră. Folosiți zahăr pudră cumpărat pentru că are puțin amidon în interior. Nu-l faceți acasă. Așa, și contează foarte mult acest aluat. Așa, amestecăm și imediat o să deschidem și cuptorul. O să-l pun așa aici pe masa de lucru. Și să-l strângem așa frumos. Acum, voi împărți în două. Și voi întinde în forma mea. Într-un strat așa subțire. Așa. Dar când vrem să ne grăbim. Așa, vedeți cum se ridică? Așa, și acum cred că este gata. Ia uitați, și acum tăiem. Cam la jumătate. Tăiem și scoatem. Scoatem surplusul. Nu vreau să o fac prea înaltă. Așa. Cu restul care ne-a rămas. Deci această rețetă este pentru o crostată cu dimensiunea mai mare, de 22, chiar și 24. Așa. Și acum voi împărți aici în trei bucățele și una o dăm deoparte. Și acestea vreau să le colorez. Și
Aici voi pune puțin galben. Roșu. Îmi arăt imediat și culorile. Eu mi le-am pregătit înainte. Și tot trei culori în gel. Haideți, cutuiuțe. Așa, le vreau puțin mai aprinse culori. Și avem aici, am scos prostata noastră, deci baza de la rece. Și vom pune folie dulceață. Adăugăm dulceață după bunul plac. Așa, o punem pe toată. Vedeți, am cam 3 linguri pline de dulceață pentru 18 de diametru. Nu trebuie pusă nici prea multă. Așa, ia uitați. Și întinde. Și acum îmi voi întinde o bucățică din subțire, subțire, subțire. Și ca să nu se lipească, punem puțină făină. Așa, puțină, puțină. Și întindem. Acum, voi tăia cu un cerc. Am nevoie de mărimea de deasupra și voi tăia. Și acum să ne jucăm. Așa, dar o să facem una câte una. Și am să închid și am să le dau din nou la rece acestea două și o să lucrăm cu primul. Și tot la fel am să presor puțin în făină. Și întindem. Încă nu este răcit bine, bine aluatul, dar încercăm. Așa, și întindem. Și răsucim. Așa este mai bine că putem lucra. Așa. Nu prea subțire. Așa. Și acum eu am aceste baghete și voi crea romburi. Voi trage. Voi tăia. Ce vă arăt cum fac. Și voi scoate surplusul. Așa, și am să pun puțină făină și întindem. Întindem așa, încet. Încercăm să nu încălzim aluatul. Așa. Și acum să tăiem. Vedem dacă nu se taie mai bine cu rotița. Așa. Cred că se taie mai bine. Se taie, vedeți? Dacă este înghețată, se lucrează mult mai bine. Așa. Așa. Și
Și aici avem 4. Dăm la frigider. Și o să vedem ce ne iese. Am acoperit și acum să tăiem surplusul și să o punem deasupra. Așa, și o voi lua și o așeza peste. Mare, mare grijă. Pe margine. Și o dăm la cuptor. Ne uitați, așa arată. Am vrut să mă joc astăzi. Așa. Ne uitați și crostata. Vă pupăm, la revedere și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături. Pupici, multă sănătate, la revedere pe mâine!